Și patru, vom asculta citirea primelor 14 versete din acest capitol, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 952. Evanghelia după Matei, capitolul 24, începem citirea cu versetul 1. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitul veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus i-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul. Și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă spăimântați, că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și, pe alocurea, vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ. Veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, ne bucurăm că în ziua de astăzi suntem împreună. Seara am avut părtășie cu tineretul bisericii de aici și din alte comunități. Permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel, Dumrăven, Suceava, din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă, atât din Suceava cât și din Timișoara, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite tuturor. Amin. Mă bucur să revăd pe frații din bordul de conducere al bisericii, din locul acesta, pe cei pe care i-am văzut și anul trecut, fețe noi am văzut anul acesta. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Voi vorbi de vremea pe care o trăim noi, vremea de pe urmă, care are anumite caracteristici pentru care credincioșii trebuie să fie pregătiți. Niciodată n-am mai trăit evenimentele acestea, niciodată n-am mai fost atâta confort și atâta lux. Trebuie să vă aduc aminte că regii și împărații n-au avut condițiile noastre particulare. Regele și împăratul era vârful unei națiuni la care cele mai bune produse, cele mai bune servicii erau oferite lui. Însă aș vrea să vă spun, când comparați cum trăiau regii altădată, ce mâncau regii altădată, ce confort aveau regii altădată, noi îi depășim fiecare în casele noastre. Cu aparatura pe care o avem, cu varietatea de mâncăruri pe care o avem. Înainte oamenii mâncau simplu, aveau ouă, jumări, mai brânză, ceva pe lângă casă și le învârteau așa între ele, le schimbau numai ca să fie altceva. Dar cam asta e tot, la momentul actual numai la salamuri. Trebuie să stai aici și te gândești de care mănânci. Vrei de Sibiu, vrei de ala de Italia, vrei prosciutto, vrei tot felul de denumiri care nu erau în limbajul nostru. La brânzeturi să vă mai vorbesc. La celelalte, alegerile astea pe care le facem noi ne dau sentimentul că o ducem bine, însă cu toate acestea trăim un climat special. În primul parte a mesajului meu voi vorbi despre climatul acestor vremuri din urmă care sunt unice. Și în a doilea parte a mesajului meu voi vorbi despre omul care este capacitat să biruiască aceste vremuri, făcând ceea ce trebuie. Între cele două mesaje va fi o cântare a fanfarei, pentru că am văzut că au cântat o singură cântare. Acum eu apreciez corurile, pentru că consideră, dar la fanfare e și mai greu. Pentru că nu numai vocea o folosești, ci folosești instrumentul. Trebuie timp, trebuie repetiție și câteodată îi punem cam puțin. Pentru mine a fost puțin, de aceea în timp ce o să fac pauza asta, fanfara o să cânte o cântare. Doamne ajută! De aceea spun dirijorilor să gândească la aspectul acesta. Voi intra în prima sesiune din ziua de astăzi, anume climatul vremurilor pe care le trăim noi, care sunt unice. Am intrat într-un fel de pâlnie, așa se vorbesc istoricii, când a fost o vreme când oamenii erau la fel, când oamenii semănau la fel, când oamenii aveau același meniu aproximativ, însă în vremea din urmă cunoștința va crește, ca atare o explozie de invenții, o explozie de descoperiri, ne-a făcut să trăim într-o vreme în care pe fiecare zi suntem depășiți. Gândiți-vă numai în domeniul tehnologic al telefonilor, pe fiecare zi suntem depășiți. Tot apar telefoane noi, tot apar din nou foarte multe instrumente prin care putem folosi tot ce există, numai la tractoare
gândiți-vă cât automatizare există. Tractor cu aer condiționat. Păi cine se gândea pe timp? Pe timpul copilăriei mele am condus și eu un tractor odată. Am condus, m-a lăsat un nene tractorist care nu trebuia să aibă o specialitate deosebită să conduc tractor. La momentul actual aud de aer condiționat, aud de GPS, aud de ară călăuzit de satelit. Toate astea. Deci dezvoltarea este extraordinară, frații mei. Și trăim în vremea asta când intrăm în sistemul acesta, când o ducem bine, dar el este caracterizat de ceva anume, care n-a mai fost niciodată în istoria omenirii. Primul lucru care caracterizează vremea noastră și ne deranjează câteodată lucrul ăsta, este timpul scurtat. Spune în același capitol, 24, cu versetul 22 în felul următor. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Adică, stimații mei, adică percepția noastră despre timp se va schimba. Dacă vorbim cu bătrânii noștri, cine mai are bunici, cine mai are harul să trăiască vreun străbunic, îl întrebați, cum erau zilele când erai dumneata tânăr? Și spuneau simplu, domnule, noi zilele erau simple. Ne sculam dimineața, tins de dimineață, mai trebăluiam ceva pe lângă casă, după care ne luăm sapa și plecam pe ogor la săpat sau la prășit, cum spunem noi în zona noastră. Dar nu prășeam toată ziua, n-avem cum. Bătea soarele prea tare, ca atare la amiază când soarele dogorea, ne întorceam acasă. Ne culcam de amiază, dormeam bine, după care mai discutam cu vecinii, mai trebăluiam pe la umbră și când soarele nu mai dogorea așa puternic, ne luam iară sapa, plecam pe ogor și mai dăm o tură de prașile. După aceea, când aproape soarele s-a sfințească, ne întorceam acasă, ne întâlneam cu vecinii, dacă era adunare, ne întâlneam la adunare, cântam niște cântări, stăteam până târziu, apoi ne întorceam acasă, mâncam semințe de bostan până ajungeam cojile până la ouă piciorului câteodată, discutând despre toate lucrurile, după care, sătui de ziua respectivă, mergeam în fânul Tanstandolei și ne culcam în fânul de acolo și dormeam. Dimineața la 5 eram fresh, în picioare, abia așteptând. Și noi întrebăm șocați, toate astea în 24 de ore? Da. Da, și atenție, fără mașini de spălat automat, fără robot de bucătărie, fără apă din perete, fără o grămadă de facilități pe care le avem noi ca să ne economisească din timp. Și la momentul actual, cu toate astea, și bogații și săracii, se plâng de lipsă de timp. De ce? Timpul e scurtat. Timpul este scurtat. Acum, eu îi cred pe oameni că spun, domnule, n-am timp. Îmi pare rău, n-am timp. Îi cred. Mă deranjează când îi aud pe credincioși splângându-se că n-au timp. Pentru că Dumnezeu a făcut acest lucru unic în istoria omenirii, nu pentru senatori, nu pentru președinți, nu pentru guverne, ci a făcut scurtarea aceasta, condensarea aceasta a timpului, ca cei aleși să reziste la provocările care sunt aici. Ca cei aleși. Te scoli dimineața, te învârți, îți promui ceva, te învârți de două, trei ori și seara. Păi, a venit seara, n-am reușit. Câte nu ne propunem noi pe anul și urmează? Că la sfârșit de an constați că n-ai atins obiectivele pe care le-ai avut, rămân multe de... Și trebuie să te obișnuiești cu starea asta. Nu o să ai timp pentru toate lucrurile. Unde mai pui că suntem bulversați de o grămadă de publicitate? Ni se spun de geamuri mai bune, ni se spun de aparatură mai bună, ni se spun de materiale de zidit mai bune, ni se spune de o grămadă de lucruri pe care se descoperă în fiecare zi. Și tu parcă ai vrea să schimbi și geamurile, ai vrea să schimbi și mașina, ai vrea să te schimbi și pe tine dacă s-ar putea. O grămadă de lucruri ai vrea să le schimbi. Toate astea costă bani. Și banii, stimații mei, banii nu îi ai dintr-o dată. Foarte mulți intră în anumite credite neperformante, fac anumite... Și dintr-o dată nu mai au timp. Nu-l mai vezi la biserică, nu-l mai vezi cu familia. Foarte multe familii suferă din cauza asta. Pentru că lipsa de timp o luăm și o acumulăm și o punem în dreptul familiei și în dreptul bisericii. De aceea e foarte important la prima provocare pe care o avem, a lipsei de timp. Puneți lucrurile în ordine sau în prioritate, așa se numește. Adică care sunt mai importante? Nu o să ai timp de toate. Nu o să ai timp să-ți schimbi toate geamurile, poate la casă. Nu o să ai timp, poate, să schimbi mașina. Nu o să ai timp să mergi în concediile pe care ți le-ai visat. Nu o să mai ai timp, că timpul e scurtat, e condensat. Dar totuși o să ai ceva timp. Ce faci cu el? Sunt o grămadă de frazi de-ai mei care timpul folosesc la câștiga bani. Că acum se câștigă bani. Acum se câștigă bani. Acum se câștigă. După ce au câștigat bani, când se gândește și el să vie la adunare, dar mă dor șalele.
dar mă doare burta. Tot ziua e pe la doctor, tot ziua. Acum cine știe pe unde stă pe la rând, pe la vreo clinică, ceva, că auzit de un doctor mai bun. Dar nu era mai bine când era timp să cânt, să-l auzi pe Domnul, să mergi la repetit, să cânt în fanfară, să stai. Și când vii în fața frate, hai să ne rugăm ca Domnul să mă vindece. Și vine Domnul care se uită în trecutul tău, ce ai făcut până acum, și te atinge la o simplă rugăciune. Câți oameni n-am văzut, au venit la biserică bolnavi, în timpul unei rugăciuni au simțit o fierbințeală sau nu au simțit nimic. Dar efectiv nu mai au avut simptome. S-au dus la medic și au zis, domnule, analizele de metale erau rele ieri, sâmbătă. Ți-a făcut analize, erau rele. Ai venit luni acum. Ce-ai făcut, domnule? Ce-ai băut? Ce pastile ai luat? Toate sunt bune. Păi am fost la adunare și l-a rugat pe Domnul să mă atingă. Și pentru că timp nu există, de sâmbătă până luni, a fost duminică. Și Dumnezeu m-a vindecat, slăviți să fie Domnul. Dar pentru asta, stimații mei, ca să putem vedea minunile Domnului, Dumnezeu se uită puțin și în trecutul nostru. Ce priorități am avut? Ce priorități? Că noi de foarte multe ori ne distrăm, biserică nu, părtășie nu, relații cu familia și din păcăciune n-avem cu nimeni, numai vrem Dumnezeu să ne mai dea timp să trăim tupeist, așa. Ori dacă noi ne punem timp deoparte pentru biserică, pentru lucrare, pentru familie, pentru cercetarea Scripturii, pentru văduve și pentru orfani, pentru a da timp celorlalți, pentru ca ei să se zidească, când noi ne îmbolnăvim, îi spunem, Doamne, mai dăm timp să mai fac lucrurile astea. Și Dumnezeu e interesat să-ți dea timp. E interesat să te scoate de pe drumul tău anumite lucruri care te împiedică. De aceea e important pentru noi să ne gândim la aspectul acesta. Pune lucrurile în ordine. Care sunt cele mai importante lucruri pentru tine? Acum te oprim ziua de astăzi aici. De astăzi încolo aș vrea să spun, nu o să ai timp. De seară oare o să ai timp să vii la adunare? Mâine o să-ți faci timp pentru lucrurile importante din viața ta? Sunt importanți și banii. E important să-ți plătești și datoriile. E importantă și familia. Da, cuvântul lui Dumnezeu e important. Dar rugăciunea e importantă în viața ta. Pentru că lucrurile acestea trebuie să pui-le la locul lor. Pentru că vei constata la un moment dat că alegi după himere, că alegi după nănuci și la un moment dat vei rămânea fără lucrurile importante. Pentru că nu o să ai timp de toate, pentru că timpul e scurtat. Puneți lucrurile în ordine. Ia-ți copiii de mână și vină la adunare. Slujește Domnului câtă vreme ești sănătos și roagă-L pe Domnul să-ți dea multă sănătate pentru că îl vei sluji pe El. Doamne ajută! Puneți lucrurile în ordine, că toate celelalte o să le ai sau să nu o să le ai. Nu are importanță să ne comparăm cu mașinile din parcare. Nu are importanță să ne comparăm cu casele pe care le avem sau cu firmele pe care le avem. Nu asta e important. E important să ai în ordine căutarea lui Dumnezeu, să ai în ordine familia ta. Fă-ți timp pentru familia ta. Fă-ți timp să te joci cu copiii tăi cât îți mici. Fă-ți timp. E un timp binecuvântat pe care îl ai. Copiii ți-i împrumută Dumnezeu pentru o vreme și la 18 sau 20 de ani, indiferent cât sunt la tine sau cât tu ții la ei, numai vezi că spune fata că vrea să mărite și băiatul să însoare. Și gata, o zbura din cuibușor. Dar timpul petrecut cu ei rămâne. Sunt foarte mulți care trăiesc ca străini, în căutarea unor bunuri. Păi, dar le-am luat la copiii mei cele mai bune mașini cu telecomandă. Ce mai vor? Vor părtășia cu tine. Spun psihologic că cel mai puternic se întărește relația părinte-copil prin hărjoană. Prin hărjoană, de mic. Te fugărești cu el prin casă, el se ascunde după perde, toată lumea vede unde e el. Dar tu te faci că îl cauți în continuare și îl râde după perde de numai. Știți că lucrurile astea el nu le uite niciodată? De foarte multe ori suntem foarte serioși, mai ales noi păstorii. Ne-am luat și Biblia și prin clasă umblăm cu ea. Să ne vadă ăștia că noi suntem, nu în casă suntem tați, suntem soți. În casă suntem jucăuși. Asta ar trebui. Că venim în adunare și ne purtăm mai sobru, așa se cade aici. Dar în casă noi trebuie să avem părtășie cu toți ceilalți. Ori, iubiții mei, lucrurile astea nu se uită. Timpul de părtășie cu soția, chiar dacă mâncăm același meniu, chiar dacă mâncăm același lucru pe care le pregătește soția, cu oricum erorile ei de la bucătărie, tot noi trebuie să le mâncăm până la toată urma. Dar din punctul ăsta de vedere, nu asta este important. E important că avem o părtășie, e important că ne bucurăm în familia respectivă, e important că găsim lucrurile de mijloc. Pentru că ții minte ce ai mâncat acum două săptămâni la ora cutare? Nu ții minte, că astea sunt lucruri care trec. Dar ții minte că te-ai împăcat cu soția ta, când ai greșit ai spus, te rog iartă-mă, data asta am ieșit puțin. Soția spune, te rog iartă-mă și pe mine. Și lucrurile acestea rămân, consolidează ceva. În lipsa de timp, noi am reușit să ne zidim sufletește și familia. Doamne ajută! Asta e prima provocare pe care o avem. Lipsa de timp, timpul condensat.
care spun fizicienii că se va restrânge din ce în ce mai mult. Noi trăim starea aceasta de lucruri. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez din textul biblic de aici este că trăim o vreme în care lucrurile nu mai sunt sigure. A fost un timp când, înainte, de exemplu, de pandemie, circulând foarte mult, am întâlnit frați de-ai noștri care erau foarte bine așezați. De-a lungul timpului au reușit să-și așeze anumite lucruri, spuneam și lui fratele Gabi, de schimbarea majoră pe care am văzut-o eu, nu altcineva. Mă întâlneam cu oameni care spuneau, uite, cartierul ăsta este al meu, vreau să mai fac încă un cartier, încă un rând de locuințe aici, tot pământul ăsta mi-aparține mie. Am întâlnit frazei noștri care se gândeau să-și cumpere avion personal. Avem personal, să-și cumpere, să aibă, deja făceau ore de pilotaj, luau și așa mai departe, alții vorbeau de alte lucruri care pentru mine erau doar științifico-fantastice, pentru mine, dar ei erau lucruri la îndemâna lor. Bine, a venit pandemia, când a venit pandemia n-a mai știut nimeni unde să alerge, n-a mai știut nimeni pe cine să creadă. Dintr-o dată ne-am trezit cu o grămadă de oameni pregătiți, mituiți de multă vreme înainte cu sponsorizări, care ne prezentau doar anumite lucruri. Nu numai atât, n-aveai voie să-ți pui părerea ta, nici pe internet, nici într-o parte, cineva i s-o băga pumnul în gură, indiferent cine. Dintr-o dată ne-am trezit într-o lume manipulată, dintr-o dată ne-am trezit într-o lume în care la un moment dat îți închidea absolut tot. De acolo încoace, a venit războiul din Ucraina, când credeam și noi, după războiul din Ucraina, China și America stau ca doi cocoși americani, așa se înceapă dintr-o dată. Acum nu de mult a început India și Canada să pregătesc, să înarmează, totul e pregătit. Lângă noi e un război, încă ne mai putem căsători copiii, încă ne uităm la oameni care nu-s vinovați cu nimic, care trec granița cu copiii și fug, unde se poate. Unde se poate? Într-o altă limbă, în o altă cultură, dar efectiv nu se mai poate la ei. Veți auzi de vești de războaie, veți auzi de națiunile se vor ridica. Și foarte interesant, stimații mei, că de-a lungul timpului s-a dorit o mondializare a lumii, o uniformizare a lumii, adică să nu mai fie națiuni. Să nu mai fie, ci dintr-o dată, deși credeți dumneavoastră că toți africanii ei au venit în Germania, nu au contat națiunea, au intrat acolo, i-au lăsat doamna Merkel să intre peste tot și dintr-o dată o națiune se ridică împotriva altei, ce au vrut să șteargă ăștia de națiuni, dintr-o dată fiecare națiune își găsește locul ei, într-un conflict, într-o cerință, în ceva anume. Și lucrul care îl provoacă toate stările acestea de nesiguranță, este panică și stres, care condiționează vremea pe care o trăim noi la momentul actual. Spunea evanghelistul Luca în capitolul 21, care privește tot vremurile din urmă, spune în versetul 25 în felul următor: vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mărilor și a valurilor. Oamenii își vor da sufletul de goază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerului vor fi clătinate. Există și un termen, își vor da sufletul de groază. Pentru că pătrunde ceva în lumea noastră, care oriunde te întorci, străiește, dezvoltă în tine o anumită stare de panică. Cuvântul de stres este un cuvânt relativ nou. Pe vremea bunicilor noștri nu exista cuvântul de stres. Se spunea pe timpul acela că atacurile cerebrale sau de cord, atacul de cord sau infarctul, îs din cauza mâncărilor. Dacă mănânci prea gras, dacă mănânci așa, dacă cu tare, pe vremea aia, dar erau foarte rare. Erau rare. Se spunea oamenii că atunci când se îmbolnăvea, nu era chirurgia din ziua de astăzi, nu era prevenția din ziua de astăzi, oamenii sufereau de vătămătură. Așa le spunea, îmi spuneau bunicii mei că când era bolnav, de și apendicită să fie avut, deci era ceva operabil, dar pentru că e vătămătură, puneau ei niște leacuri, așa, da? Mulți dintre ei nu puteau rezista la situația asta, mai ales dacă intra în peritonită și infecție a abdomenului, foarte mulți dintre ei decedau. Însă, la momentul actual avem chirurgie, avem o grămadă de lucruri și cu toate acestea, atacurile de cord, atacurile cerebrale și orice fel de boală s-a înmulțit și la momentul actual vezi o grămadă de boală întinsă, așa, peste absolut tot. Și toate astea provoacă o anumită stare de panică, de stres. La momentul actual, pe primul loc, la incidența
cancerilor, la incidența atacului de cord și a atacului cerebral, a WC-urilor, nu este mâncarea, ci este stresul, pe primul loc. Este stresul. Ăsta e factorul principal. Abia pe locurile 2 și 3 se găsesc alți factori, dar stresul este principal. Omul este stresat și a luat bani din bancă și trebuie să-i dea înapoi. Spune-l ăsta să nu fie stresat. Spune-l ăsta. Studentul la școală învață, dar nu prea a avut timp să învețe sau nu a avut chef să învețe și a rămas în urmă. Spune-i să nu fie stresat că nu și-a luat examenele. Povestește la oameni să nu fie stresat. Ești dat afară din casă din cauza anumitor lucruri pe care le-ai făcut greșit cu 6 copii. Spune-l ăla, nu fi stresat, frate. Eu oricum nu-ți eu la mine, dar dumneata nu fi stresat de aspectul ăsta. Toate aceste lucruri conlucrează ca oamenii să fie panicați și să fie stresați. Și în lumea în care trăim, mulți oameni, la momentul acesta, au probleme mentale. Stresul acesta, îngrijorarea peste ceea ce va veni, a crescut numărul oamenilor care își pierd echilibru, care la un moment dat, efectiv, se spune în terminologia noastră, i-a sărit un dinte la roata din țată, de undeva, din mecanismul ăla, și o ia așa pe ulei. După aia revine, nu știi când vine iar dintele la lipsă. Și la un moment dat vezi că pleacă lateral. Nu știi cu cine vorbești. Îi se dă anumite tratamente, le dăm anumite lucruri care cât de cât se țină, dar totul a plecat de la stres. Aș vrea să vă spun credincioși și nu fac excepție. Trăim în aceeași lume, cu provocări, cu ispite, o aceeași lume în care fiecare are prietenii lui, cel de puțin, dar are și prietenii lui cu ghilimele de rigoare, care are grija lui, a nevestei lui, a copiilor lui, a ce-și schimbă, a papucilor lui, mai ales în comunitățile care se întâlnesc mai des. Că dacă te întâlnești mai rar, te întâlnești odată la jumătate de an cu cineva, mai vezi și s-o schimbat, el și-l lasă în pace. Dar dacă te întâlnești toată ziua cu el, cam îți pui întrebări de unde, cum, vorbirea de rău, de făimare, are efect asupra. Ce faci cu toate astea? Că toate astea măresc panica și măresc stresul. Și măresc presiunea mentală asupra ta. Și foarte mulți oameni nu rezistă, clachează. De aceea e bună rugăciunea de marțiară. De aceea e bună rugăciunea în biserică. Pentru că rugăciunea este forma aceea când nu te plângi de prietenii de orice condiție, când nu te plângi de lipsuri, nu te plângi lui Iohannis care spune, domnule, nu te pot ajuta că eu am foarte multe excursii de făcut și trebuie să plec într-o parte și în alta ca președinte de stat, nu te pot ajuta, nu mi-ajung mie banii să pot face ceea ce trebuiește, nu te pot ajuta. Bun, te plângi la primar, el spune, nu te pot ajuta, dar există unul pe care îl poți contacta, unul care guvernează istoria și universul, unul care când tastezi codul în numele Domnului Iisus, ți se deschid ușile și intri în sala tronului de domnie și el vine și spune, bă, vină cu rubzacul problemelor tale la mine, dar nu pleca cu el, măi, aruncă asupra mea toate îngrijorările tale, căci eu însuși îți promit că mă ocup de tine. Asta e rugăciunea totdeauna. Asta e rugăciunea. Când vii înaintea Domnului cu problemele tale, cu copilul tău care ți-a trântit ușa, cu copilul tău care îl vezi că e închis, introvertit, dintr-o dată, dintr-un copil cu care puteai discuta, dintr-o dată se închide în el însă și se uită la tine ca la un ciudat. Se uită așa și nu știi, vrei să pătrunzi, să vorbești cu el, n-ai cum vorbi cu el, n-ai cum. Bine, n-are sens să te strofoci, n-are sens să nu dormi noaptea. Vino în sala tronului de domnie a celui ce guvernează universul, ce are mii și mii și mii de îngeri, se pune în jurul copilului tău, prezinte problema lui, lasă problema acolo și vine și fredonează prin casă o cântare, chiar dacă copilul încă nu vorbește cu tine. Spune, Doamne, mulțumesc că Tu te ocupi. Pentru că Dumnezeu trimite îngeri prin credința ta că ai lăsat problemele acolo. Greșeala multora credincioși, inclusiv de aici, de unul, noi venim înaintea Domnului. Cum am venit dimineața aceasta, venim cu rubzacul nostru plin de probleme, ca niște bolovani așa. Și încep frații să ne dea îndemn la rugăciune. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu 5 calități deosebite. Păi, chiar e bună ideea asta. Dăm o baieră jos la rubzac. Apoi vine celălalt și spune, dăm cealaltă baieră. Dintr-o dată prind din viteză așa, parcă mărit să fie domn, parcă am chef de cântare, am chef de rugăciune. Dintr-o dată prind semnal la spiritualitate. Dintr-o dată prind toate astea, numai când ne anunță frață ușurel, așa că vine fratele Virgil spre ei. Acum opriți-vă din rugăciune, din orice.
pentru că ascultăm un cuvânt al Domnului. Bun, da, răbdăm și treaba asta, ascultăm cuvântul Domnului, liniștiți. După ce se încheie slujba, noi ne luăm înapoi rubzacul cu problemele noastre, a copiilor noștri, a cumnaților noștri, a rudelor noastre, a bolnavilor, luăm rubzacul și plecăm din nou spre casele noastre, târâind rubzacul ăsta după noi. Și Domnul spune, băi, e drept că m-ai informat ce probleme ai tu. E drept că mi-ai dat voie să mă uit în rubzacul tău. E drept că pot rezolva orice problemă ta la clipeală. Dar dacă ți le-ai luat să le rezolvi tu, rezolvă-le. Și panica și stresul e la el acasă. Îl purtăm după noi și chiar ne place, avem abonament. Ori Domnul vine și spune, vrei să-ți rezolvi problema? Lasă-le înaintea mea. Lasă-le acolo. Înaintea mea și schimbă-ți mentalitatea. Dacă știi că mi-ai lăsat, continuă să mă lauzi, continuă să ai, vei veni cu alți rubzași, e drept, vei veni, adu-i pe toți în prezența mea, că eu însumi mă îngrijesc de tine, slăvit să fie Domnul. Și încetul cu încetul vei observa, trăind mentalitatea aceasta a rugăciunii, că te vei decongestiona, vei vedea că rubzaci cu bolovan pe care i-ai lăsat în urmă se rezolvă cumva. Că Dumnezeu are miliarde de îngeri în slujba celor ce vor moșteni mântuirea, spune Cartea Evrei. Și abia așteaptă să-i pună la treabă pentru tine. Dar câtă vreme ești capacitat și deștept să ți le rezolvi singur, te lasă Dumnezeu să le rezolvi singur. Câteodată ți-a o viață întreagă ca să încerci să rezolvi o problemă și la urmă să spui, n-am putut-o rezolva. Și Domnul spunea, de ce nu mi-ai lăsat-o? Că ți-o rezolvam din prima. Era simplu pentru mine, care am toată puterea. Dar ne trebuie o viață să înțelegem să abandonăm problemele acolo. Apoi mai există latura aceasta de congestionării noastre lăuntrice, frații mei. Există oameni care se leagă de noi, oameni care nu le convin figura noastră. Există oameni pentru care noi suntem antipatici. Noi nu vrem să ne facem plăcuți la toți, dar nu o să intrăm în grație la toți. O să fie oameni care o să scarpe din noi, nu din noi, din nevasta noastră, nu din noi, din soțul nostru pentru surori, nu din noi, din copiii noștri, nu din noi, din mașina noastră, nu din noi, din pantofii noștri, dar ceva va avea ăla. Ce faci cu astea? Că astea toate le adunăm. Și mai ales într-o comunitate mică, le aduni așa, lângă tine. De obicei noi scăpăm de ele, spunem că le scăpăm, dar este un mod de a le accentua și a le maximaliza. Când mergem și discutăm, frate Gabi, ai zis și mi-a făcut mie fratele ăla? Numai ție? Dar la câți nu ne-au făcut? Fratele ăla e un șudat al adunării mei. Eu cu tare așa. Și dintr-o dată noi doi facem o partidă, mai știi pe cineva care l-a așa? Băi, dar mai știu majoritatea frate, ne adunăm noi. Băi, dar asta e culmea, domnule, uite ce face el și așa mai departe. Toate astea în Biblie, vorbirea de rău, clevetirea și defăimarea sunt păcate. Sunt păcate. Și Dumnezeu le condamnă ca atare. Ne strigă părtășia frățească, dar ele vin dintr-un adevăr. Câteodată fratele spune, frate, e adevărat că îl vorbesc pe fratele Gabi, dar și nu e adevărat ceea ce spun? Bine, și dacă e adevărat, crezi că anulează vorbirea de rău? Sau defăimarea? Anulează? Până ce fac eu cu astea? Eu v-am mai spus poate altă dată. Am citit într-un autor creștin că în Biblie avem 150 de psalmi. Marea majoritate, deci 3 sferturi dintre psalmi, sunt psalmi ai răzbunării. În numele Domnului îi tai în bucăți. De când n-ați mai auzit la rugăciune un îndemn de genul ăsta? Mai există. Deci 3 sferturi din psalmi sunt psalmi ai răzbunării. Noi citim psalmul 91, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, psalmul 23, Domnul este păstorul meu. Avem câțiva psalmi care se pretează, dar restul psalmilor sunt psalme răzbunării. Ce caută în canonul Sfintelor Scripturii? Psalmii răzbunării. Psalmii răzbunării sunt gesturi sau atitudini pe care le-au avut psalmiștii în frunte cu David, care atunci când au avut dușmani, când au avut oameni care erau împotriva lor, ei au venit înaintea Domnului cu psalmii respectivi și au zis, Doamne, dacă i-aș prind eu pe ăștia, care îmi fac mie așa ceva, uite ce aș face eu, uite ce aș zice eu. Și psalmul acesta pe care l-au făcut ei nu este un păcat, pentru că s-au plâns înaintea lui Dumnezeu. Bine, te-a supărat cineva pe tine, are grijă ta și a familiei tale, decât să-l vorbești de rău în tot Nădlacul și în Arad și în Timișoara, fă-și tu un psalm al tău. Știți că sunt 150 de psalmi, 151 ți aparține ție, fă-l pe-a tău, că ai de ce faci psalmi. Mergi înaintea Domnului și spui, Doamne, ăsta la ce-mi face mie, el bine să-l prind odată de gât, să-l trântesc de părete, să-mi cutare, să vezi, Doamne, așa, ce-mi face el mie. Mai scrii un psalm, știi că după ce scrii psalmii ăștia, dintr-o dată obții liniște și pace
pentru că te-ai plâns în fața cuiva și îți spune cineva, într-adevăr, este un om mai ciudat. De-aia l-am și adus la mântuire. Că eu la mântuire n-aduc perfecți în lume. Eu la mântuire n-aduc neprihăniți în lume. Pentru că ăștia nici n-au nevoie, nici nu se consideră vrednici să primească pocăința și mântuirea mea. Eu aduc pe cei mai păcătoși. Unul dintre ei ai fost tu și încă ești. L-am adus și pe el aici. Nu-i perfect. Dar să știi că eu îl iubesc pe el mai mult decât se iubește el. Ca atare, lasă-l în mâna mea. Tu poți să te răzbuni, tu poți să-l vorbești de rău, dar bine ai făcut că mi-ai spus mie. Continuă să-l iubești, continuă să-l îngădui și ai să vezi ce minuni fac eu. Cu timpul ăla vorbește de rău în continuare, să scarpină de tine. Dar tu dintr-o dată spui, băi, Dumnezeu mi-a spus să răbd, că el îl iubește, îl schimbă. Știți că vin vremuri, vin încercări, vin teste, când omul ăla se schimbă și vine la tine și spune, te rog să mă ajuți în rugăciune. Am fost un om fără minte, am vorbit ce n-a trebuit. Și îți dai seama, măi, Dumnezeu lucrează. De altfel, dacă noi ne vorbim unii de ceilalți, ne stricăm părtășia. Și sunt situații câteodată când Domnul spune, eu te apreciez că tu ești neprihănit, eu te apreciez că ești om a rugăciunii, dar ca să obții victoria aici, vreau să spun, dacă doi se vor uni și vor cere un lucru, le voi da. Ei, bun, e vorba de nevasta ta acum. Dacă mai găsești pe cineva cu care să te... Dar nu mai găsești pe nimeni, Doamne, că am tocat pe toți la mărunt așa. Nu mai găsesc pe nimeni, efectiv aici, în adunare, asta eu i-am vorbit pe toți de rău. Ca atare n-am nicio părere bună despre niciunul. Bun, cu cine te poți uni? Dacă vine fratele Virgil, poate cu el, că nu știu prea multe despre el, poate mă pot uni, dar cu ăștia nu. Dar de ce n-ai putut mai, frate? Pentru că n-ai scris psalm. Te-aș ruga, te supără careva de aici, scrie psalmul tău, apoi îmbrățișează-l pe fratele și apoi spune-i Domnului, Doamne, Tu care mă iubești pe mine și pe el, ajută-ne să rămânem în voia Ta, Doamne, ajută. Lasă-i făcută rugăciunea, estimații mei. Te decongestionez. Știți câteodată surorile, mai ales vorbesc, măi, decât să-mi smărească ficatul, decât să am probleme la stomat, decât să mă doară inima, nu mai bine îi spun ce trebuiește. Da, dar pentru ceea ce spui trebuie să ceri iertare. Pentru ceea ce spui, la un moment dat s-a putea ăla tot să aducă aminte. Știi, când în urmă cu 10 ani mi-ai spus tu vorba aceea, m-a durut, sunt anumite răni făcute cu limba care nu trec nici după 30 de ani, ele în continuu se infectează. Când îți aduci aminte, din nou infecție acolo. Ori s-a putea eu la un moment dat să am o părere despre cineva, despre dumneavoastră. Dar dacă părerea mea rămâne aici și nu o spun niciodată, eu nu trebuie să-mi cer iertare, frate, că el nu știe ce am gândit eu, n-am făcut rana. Eu am gândit ceva, dar de gândul ăla mă pot pocăi rapid, pot scăpa de el, pentru un psalm făcut și am rezolvat. Când în schimb ai scăpat limba, limba e o fiară, spune Scriptura, cu toate că are două rânduri de grătii, dință și buzele, când scapă, rupi tot. De aceea doar când dresorul e prezent acolo, avem voie să vorbim. Și dresorul limbii este Duhul Sfânt, slăviți să fie Domn. De aia în ziua cincizecimii, dresorul era prezent și oamenii vorbeau după cum le da dresorul. Duhul, slăvit să fie Domn. Când dresorul nu-i fiara asta pe care nu o poate îmblânzi niciun om, termină. Imaginați-vă că vine un circ pe Nătlac, pe aici, și are un tigru. Și tigrul ăla face tot felul de scheme, sare prin cercuri și așa mai departe, se așează jos. Dar dresorul îi spune și să-ți facă. Și la un moment dat vă anunță poliția, aveți grijă pentru ziua de mâine, nu vă lăsați copiii la școală, că o scapa tigru. Toți stăm la etaj care are etaj. De ce? Pentru că tigru e liber, așa e limba noastră. Când vine dresorul, Duhul Sfânt, putem vorbi prin Duhul, putem cânta prin Duhul, putem comunica prin Duhul. În rest, trebuie să stie închis. Dumnezeu să ne binecuvinteze. A doua provocare este panica și stresul. Rugăciunea e făcută să decongestionez. Tocmai de aceea o să simțiți un anumit timp când vă expuneți la rugăciune că sunteți mai liberi așa. Veniți parcă încărcați de anumite probleme și când se termină timpul de rugăciune, parcă sunteți mai liberi. Există foarte multe tratamente care au loc la momentul actual, nu să iei ceva, ci să te expui. De exemplu, a te expune la razele solare este unul dintre tratamentele cele mai bune. Pentru că prin razele solare ți se fixează vitamina D în corp și calciu în corp datorită vitaminei D și sistemul tău osos și imunitatea ta crește. Dar tu nu faci nimic decât să stai la soare, cel puțin, să spune, 20 de minute sau jumătate de ceas pe zi.
De aceea suferă foarte mulți oameni unde soarele foarte, câteodată jumătate de an nu văd soarele. Eu când am fost în Suedia, pe timp de vară mă chemau frații, mă chemau pe timp de vară la ora 12:01, încă se vedea soarele, noaptea. La orele 23, orele 24, se vedea soarele. Abia după aceea se făcea întuneric și la 2-3 răsărea soarele, imediat, pentru că eram în faza aceea. Se spune, frate, vezi, să ne vezi când vedem ziua doar 2 ore. Și atunci cum era. Foarte mulți oameni de acolo pe timp de iarnă suferă din cauza asta. Pentru că doar expunerea. De aia de a veni, nu ai chef de rugăciune câteodată. Câteodată nu te vezi biruin. Dar îmbracă-te de biserică, vino aici, poate nu ți va cere să faci ceva special. Expune-te la prezența lui Iisus Hristos. Expune-te la cântare. Expune-te la ceea ce se întâmplă aici și să vezi că se întâmplă ceva în viața ta. De ce? Pentru că te expui la o anumită stare divină. Domnul să ne binecuvinteze. Ultima provocare pe care o avem în vremurile acestea din urmă este ura împotriva Domnului. Prima este timp scurtat. Al doilea este panica și stresul care se răspândesc din ce în ce mai mult, privitor nesiguranța zilei de mâine și a situațiilor noastre și a copiilor noștri. Din nou trebuie să stăm de vorbă cu Domnul. Și ultimul aspect este ură împotriva Domnului. Societatea noastră se numește o societate foarte permisivă. Efectiv, oamenii sunt de acord cu o nouă religie, oamenii sunt de acord cu păreri deosebite, cu gândiri deosebite, cu schimbări de gen și cu orice părere. Dacă vrei să spui că tu ești de fapt un fel de pisică sau de câine, oamenii te cred, chiar dacă tu ești om și toată lumea te poate legitima ca om. Dar tu vii să spui că parcă te simți așa, parcă te simți altfel și se impune societății, respectați pe omul acesta care miaună, respectați pe omul acesta care gândește așa. Este foarte permisiv. Știți cu ce nu-i permisiv? Cu Iisus Hristos. Atât tot. Restul, totul e permisiv. Dacă vii să spui că crezi în vampiri, ești bun. Dacă vii să spui că crezi în vârcolaci, oamenii te cred. Dacă vii să spui că crezi în marțieni și că ai văzut unul, oamenii te admiră. Dacă vii să spui că înființezi un nou partid sau un nou cult, oamenii te acceptă. Să nu spui că erai rob păcatului și Iisus Hristos trăiește și te-a salvat. Că aici începe prigoana. Nu contează că ai 2 facultăți. Nu contează că ești pregătit. Nu contează. Oamenii încep prigoana, pentru că singurul nume pe care nu-l pot suferi este numele lui Iisus Hristos. Ori asta e societatea în care trăim noi, la școală, la servici, pe stradă, în adunările noastre. Este din ce în ce mai dificil pentru oameni să iasă în afară, pentru că foarte mulți oameni sunt vocali, noi ne-am pierdut vocalizarea aceasta. Am început să scoatem toate simbolurile care ar indica celorlalți că am fi credincioși de o nuanță sau de alta, ca să nu se prindă. Că suntem în societatea asta și na, fiecare crede cum vrea, gândește cum vrea, eu de fapt sunt pe aici, prin zonă, ajungem într-un loc nou de muncă, nu ne prezentăm ca și credincioși de o anumită confesiune, că credem cumva în Hristos. Ci ne prezentăm ca liberi, cugetători, numai să nu avem probleme. În timp ce ei vin și spun că sunt așa, că au alt gen, în timp ce ei vin și spumegă rușinile, în timp ce ei vin și ne spun de aventurile lor, de stările lor, de tot felul de lucruri josnice, noi tăcem din gură cu singurul care îi poate salva pe ei. Ca nu cumva să se prindă că suntem credincioși. Ori ura împotriva Domnului produce lucrul acesta. Și într-o asemenea vreme, stimații mei, Domnul ne verifică credincioșia și autenticitatea noastră. Dați-mi voie să vă citesc tot din Evanghelia după Matei, capitolul 10, cu versetul 32, următoarele cuvinte. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iată o acțiune a noastră pe care o facem aici, care are corespondent în cer. O acțiune pe care o facem noi în fiecare zi și care are corespondent în cer. Și anume, că noi îl mărturisim pe Domnul Iisus Hristos, că El ne-a salvat, că El este Domnul, că El este Împăratul. Tu crezi în Michael Jackson, foarte bine faci. Tu crezi în
Cine știe ce politician e? Treaba ta ce faci tu. Eu cred în Iisus Hristos și-mi expun punctul meu de vedere. Cum de el are dreptul să-și spună și toată ziua te bulversează cu cântărețului, cu sportivului, cu fotbalistului, cu politicianului, cu doctorului sau cine mai știe și tu n-ai voie să spui niciun cuvânt, dar nici n-ai curaj să spui. De ce? Pentru că dintr-o dată ni se face rușine de el. Ori Domnul vine și spune în felul meu, este vremea testului. Că dacă președintele Iohannis era penticostal, eu termenul ăsta, dacă guvernul era penticostal, eu sunt sigur că oricum te duceai, spuneai, băi, și eu sunt ca președintele, și eu sunt ca guvernul, că era ușor, uite că nu-s. Și Domnul vine și spune, chiar dacă ăștia nu-s, eu oricum am murit pentru tine, tu ești ceea ce ești datorită îndurării mele, altfel poate erai mort de alcool, altfel poate erai mort și în ghearele pierzării, dar ești ceea ce ești datorită mie, spui cuiva de asta, că au mai rămas oameni din te-am scos eu pe tine. Spui cuiva și noi spunem, Doamne, mie cam rușine, să știi că și eu mă rușinez. E un lucru care are corespondent veșnic și totodată are un impact veșnic asupra ta și asupra mea. De aceea răspunsul la provocările pe care le avem este simplu. Vis-a-vis de timp scurtat, puneți-vă lucrurile în prioritate. Puneți prioritate biserica și relația cu Hristos, puneți prioritar familia și slujirea înaintea Domnului. Și apoi dacă veți mai avea o mașină mai bună, slăviți să fie Domnul. Și apoi dacă veți avea o casă mai bună, slavă Domnul. Oricum vor arde toate pe aici. Dar e important să ai priorități corecte. În al doilea rând, în panică și în stres, te ajută rugăciunea. Roagă-te tu personal și apoi roagă-te împreună cu frații. Mai ține și câte o zi de post pentru cei dragi, pentru cum e cazul la fetița aceasta și cere îndurarea Domnului. Și apoi pentru situația pe care o trăim noi la momentul actual de ură împotriva Domnului, învață-te să mărturisești numele Domnului la școală, la servici, pe ogor, pe stradă, între neamurile tale. Depune mărturia ta și spune, cum voi vă lăudați cu anumite lucruri, eu nu am cu ce să mă laud, decât cu Iisus Hristos, Domnul meu. În momentul când tu te-ai lăudat cu El, Tatăl aude de numele tău, pentru că Hristos prezintă numele tău și te mărturisește înaintea Tatălui. De aceea e foarte important. Vom intra la cealaltă componentă a biruitorilor acestor vremuri, cum arată el, ce anume trebuie să facă, dar după ce fanfara laudă pe Domnul. Domnul să vă binecuvinteze!